Astra Giurgiu l-a transferat în această iarnă pe Alexandru Ioniță cu suma de 500.000 de euro de la Rapid, dar a plătit în prima tranșă 300.000 de euro. Rapidul a făcut memoriu la Comisia FRF pentru că nu s-au primit restul banilor. Invitat într-o emisiune, președintele de la Astra Giurgiu, Dinu Gheorghe, a explicat situația transferului. Astra a mai achitat încă 100.000 de euro și urmează să mai achite restul până la sfârșitul lunii martie. Acum am plătit 400.000 de euro, am plătit până acum și o să plătim până în 28 când au termen la tribunal, vom mai plăti 100.000, apoi mai diferența până la suma totală. Așa că nu e nicio problemă, stai liniștiți. Săptămâna trecută am plătit 100.000 de euro, așa că nu știu de ce lumea s-a agitat de mult. Dinu Gheorghe a vorbit și de cei trei fotbaliști care au parodiat un filmuleț de pe internet și spune că nu se pune problema ca aceștia să fie excluși din lot, iar prezența lor la echipă depinde doar de pregătirea lor. Nici o funcție impardonabilă, chiar dacă au făcut-o, nu trebuie să... Câtă minte au, dar au pus-o pe YouTube, adică eu nu înțeleg. Mă rog, probabil că nu înțeleg eu generația asta de 20 ceva de ani, dar n-ai și o legătură cu alta, nu? Și eu am văzut să tapare Budescu și Alibă că sunt excluși din lot. Nu sunt excluși din lot de nimeni. Bunesc cu Alibec sunt în lotul astăzi, s-au întâlnat și astăzi cu echipa, în colectivul nostru antrenează. Dacă ei nu vor înțelege să comporte așa cum trebuie să comporte, atunci sigur, vine și moment de spărțire. Dar să sperăm că vor avea minte și înțelepciune și, eu știu, persoane în jurul lor care să învețe de bine. Chiar dacă patronul Ioan Niculae a spus că este posibil ca Alibec să părăsească echipa, Dinu Gheorghe garantează că Alibec va sta la Astra 5 ani, cât are contract.